Salutare, salutare, bun venit la un episod puțin mai special, un episod în care am de gând să fac alături de voi două teste legate de Minecraft. Primul test fiind, care este ce mob de din Minecraft ești tu? Deci o să vă aflăm ce mob de Minecraft sunt eu, o să vă las și linkurile de la aceste teste cu ce mob de Minecraft sunt eu, ce mob de Minecraft sunteți voi și puteți să le faceți și voi. Acum o să-l facem împreună pentru mine. Doar o scurtă clipă. Așa, bun. What is your favorite color? La mine e roșu. Potoare, deci roșu. Bun. Cum reacționezi dacă cineva te lovește sau îl omor, îl lovesc și eu? Camp pe altcineva, walk away, cry, be mean. Da. Oh. Scuzați. O clipă. Stați să văd dacă se vede. Se văd toate la voi. Nu se văd nici pe departe. Acum se văd. Așa. Translatorul, fiindcă habar nu am ce înseamnă chestia asta. Deci cry înseamnă strigăt. Înainte țipam, sincer să vă zic. Înainte mă enervam foarte tare când se lua cineva din mine, dar acum m-am mai liniștit. Nu. Încerc să fiu cât mai pozitiv. Să fiu rău, nu prea. Walk away înseamnă, cred că a lăsa în pace sau ceva aia. Away. Să plec. De obicei asta fac, plec, pur și simplu. Nu mai vreau să mă bat la arță, trebuie să văd cum se vede și pentru voi. Așa. Puțin mai jos. Așa. Bun. Do you have lots of friends? Dacă am a few, deci da, nu, sau a few, adică câțiva. O să dau câțiva, că nu știu dacă pot să pun cam foarte mult. Adică am colegi care mă port frumos, dar nu știu dacă pot să-i consider cei mai buni prieteni, gata. O să dau a few cel mai bine, câțiva prieteni am și eu. Ok, deci să-ți dau puțin mai jos, așa. How tall are you? Deci cât de înalt sunt? Mic, puțin peste normal, înalt sau mediu. Sunt, am 1,86, cam așa, ceea ce este destul de înalt, adică toată lumea îmi zice, așa că o să dau talk, toată lumea îmi zice că sunt înalt și mie mi se pare că 1,86 e destul de mult. Which of these bad things do you have? Bozy, adică să fiu autoritar sau cum? Da, autoritar, că boss înseamnă șef, deci practic o faci pe șeful. Short, nu știu. Mic de statură. Bă, ce e un lucru rău că ești mic de statură? Mi se pare cam răutăcios să zici că este o chestie rea să fii, adică e răutăcios, e rău pentru cei care chiar sunt mici de statură. E o insultă pentru ei și nu... Nu știu cine să crede cel care a fost aici să zică fierbinte temperament. Deci am un temperament fierbinte. Nu-mi place să fiu observat. You have a hot temper, păi... Deci ce lucruri le fac, nu că le-am făcut. I don't like being... noticed. Cred că ce lucruri le fac, aș putea spune că fac din când în când pe șeful, dar... Nu chiar. Cred că asta cu temperamentul fierbinte. Chiar, de fapt, nu știu ce înseamnă temperament fierbinte. Sincer să vă zic. Da, o să dau asta. How noisy are you? I talk way too much. Cred că asta. I love loot. Cred că înseamnă liniște. Adică tăcere. I iubesc tare. Nu știu, eu vorbesc pe o cale prea mult. Într-adevăr, vorbesc cam mult, o să aleg pe asta. What do you pride yourself on? Being a teacher's pet? Sporty, gamer, smart, popular, kind. Cred că gamer. Ia, yeah? Calculating. Să-ți vedem dacă se vede și la voi. Sunt Ender Dragon, băieți.
Sincer, nu știu dacă chestia asta chiar este atât de ilegită, dar am vrut să încerc pe un alt site mai interesant, dar nu știu de ce nu mergea site-ul ăla. Hai că verific, poate merge și ăla să mai facem încă un test. Oricum, mai am încă un test pentru voi și anume un noob test. Ok, băieți, al doilea test care se numește Minecraft Noob Test. Cred că se referă să vadă cât suntem de noobi sau de profesioniști la Minecraft. Ia să vedem. Deci, do tree naturally grow back after you cut them down. Deci, plantez copaci sau nu grow, da, cred că plantez copaci naturali. Oh, să-mi văd. Înapoi, după ce i-am tăiat. Câteodată da, câteodată nu, dar în cele mai multe cazuri nu. Mai se întâmplă câteodată, dar de obicei nu. De obicei plantez copaci când îmi fac eu o fermă. Will spider burn in... Oh, așa. Will spider burn in the daylight? Ah, dacă va arde păianjenul în lumina soarelui. Nu. Ok. Mă tot uit aici să fiu sigur că se văd întrebările. A spider will not attack you during the day unless you attack them. Aici știți ce? Este fals. Păianjenul te poate ataca pe timp de zi dacă este într-o peșteră, adică dacă el nu te atacă dacă este la lumina soarelui, dar dacă e într-o peșteră, te atacă. Deci ca atare este fals. Na, eu o să dau ce este corect. Poate ei consideră că de fapt este adevărat. You need a diamond pick to go to the Nether or else is not... Sau altfel nu este posibil. Fals. Poți să faci portal spre Nether și fără diamante. Așa. There is emerald armor. Deci există o armură de smarald. Fals. There is a village in every world you create. Deci este un village în fiecare lume pe care o creez. Dacă se referă la lumi default, da, dar poți să faci hărțile să nu aibă. Dar ce-i drept că sunt mai multe villageri. O să dau fals, pentru că poți să creezi o lume fără villageri și în plus nu este niciodată un singur sat. Tot timpul sunt mai multe sate. Ca atare o să dau fals. Nu știu. Nu știu ce zic. You'll find emerald near lava all. Always. Fals. A, aici spune always. Ceea ce, nu știu, mă face puțin să mă gândesc. Băieți, din moment ce na, always înseamnă mereu, probabil că aici spune, da, putem găsi diamante pe lângă lavă, dar nu întotdeauna. Hai să dăm totuși true aici, că nu ne spune always. Și aici spune always, deci hai aici să dăm fals, aici true, mă rog. You need a log to craft a crafting table. Of course, after the process of making planks. Am nevoie de un buștean să craftez un crafting table. Of, desigur, după procesul de transformare în plăci. Da, am nevoie de un singur buștean. If you kill a fish, stați așa. If you kill a fish, it will drop bones sometime. From recent update. Oh. Va da oase din când în când. N-am auzit de așa ceva. Deci nu am auzit de așa ceva. Catar o să dau fals. Nu am auzit de așa ceva. Hai să vedem rezultatele. Stați să vedem cum se vede la voi. Destul de decent. But almost there. Remember to do your best. Deci să țin minte să mă fac mai bun. Am răspuns corect la 7 din 10. Nu mi-arată oare la care? 7 din 10. Care sunt alea? Ia. A, dacă vreau să le refac. Oare nu... Oh, nu-mi dă și rezultatele? Nu mi-l dă. Ok, băieți. Cred că am să vă las link-urile în descriere de la acest episod, cu cele două teste.
Nu știu, v-am zis, aici e pe gândite. Eu, din punctul meu de vedere, ultima întrebare cred că am răspuns-o greșit. Aici depinde de cum gândește fiecare. De exemplu, la întrebarea aia cu vei găsi diamante lângă lavă. Poți să găsești, nu zice nimeni că nu poți, dar nu întotdeauna. La întrebarea aia cu diamantele în Nether, poți să mergi și fără diamante, asta clar. Deci, na. Deci doar ultima întrebare, aia 10, a fost destul de interesantă. E, cert e că sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să lăsați un like sau un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!